Salut, camarazi, bună dimineața! Uite, am ajuns și eu după lupte seculare la piața universității, să vi-o arăt așa mare. E cam goală acum dimineața, știți că lumea a tras chiolhane aseară, s-a îmbătat și au mai iubit și ei nevasta și amanta și acum se trezesc mai greu. Bă, frate, ce am observat eu pe aici, ieri m-am întâlnit cu un grup de vreo 10 italieni, veneau probabil din centru vechi sau după la vreun club. Erau toți praștie erau de beți. Acum am făcut un mic tur pe aici, pe în oraș, că m-am dus să mă spăl și eu pe mâini și pe față la o locație unde pot intra acolo să-mi iau hârtie igienică pe gratis. Să mă spăl pe față, să mai spăl o batistă ca o apă fierbinte și rece. Și ce am observat, românii au impresia că, domne, dacă se duc ei în club și în discoteci și în centru vechi și să toată noaptea să bâție pe acolo, au impresia că gata, domne, îmi trăiesc viața. Păi, eu am constatat în drumul meu pe această planetă că unii se nasc proști și mor și mai proști. Puțin care mai învață ceva din viață, majoritatea trec în viață ca gâț cap în apă, nu se udă deloc, știi? Tot așa, acum aici am trecut, erau, nu știu, câteva, vreo 15-18 persoane, băieți și fete români, rupți de oboseală după în cluburi, muncă multă la cluburile astea, știți, mai rău ca la sapă. Deci, li se dă niște lumini de alea sclipitoare, băuturi pline de chimie, li se mai bagă și cât o pudră în nas, știți, că e ordin de sus, de la împărăție, să bage pudra în România, să distrugă tineretul, că pe lor, în țara văcarilor, e praștie, l-au distrus de la Ustoc, de la Monterey și de la Isle of Wight. În sudul Angliei, când au băgat masiv în ei LSD și de toate. Și mă uit foarte rar, extrem de rar, că mai văd un grup de stai că bate vântul microfon. Foarte rar că mai văd un grup de cercetași de aia care fac lucruri în comun, în camaraderie, în prietenie, merg la munte, fac una, fac alta, mai fac acțiuni de ajutorare a sărmanilor. Restul toți egocentrici, fixați pe sine însuși, înnebuniți după distracții, că așa li se suflă în cască, știi, să se distreze, să nu mai gândească. Asta e o modalitate de a te deconecta de la realitate. Toată ziua o ții pe veselie, pe filme, pe discoteci, pe cluburi, pe nu știu ce, pe băutură, pe distracții, pe bere și nu mai gândești așa, gândesc ei pentru tine, știți? Am mai băgat de seamă o altă chestie care iar e dăunătoare, pentru că să știe că femeia e veriga slabă în orice societate. Multe românce când dau de fraier de ăștia, de străini, de nemți, de nu știu ce, au impresia că gata, domne, au găsit bărbatul vieții. Bine, că unele sunt pe cașcaval, știi, și iau bani mai mult ca la noi și cred că le oferă ăia paradisul, da? Nu e întotdeauna cumpară, știți cum se zice, afară e vopsi gardul și înăuntru leopardul, știți? Așa, da, e un pericol pentru noi ca popor că femeile noastre nu se mai cuplează, nu se mai bagă cu români, ci se bagă cu străini de ăștia decadenți, borșiți și unii chiar fraieri, cum sunt nemții, austrieci și italienii sunt fraieri la femei. Așa, deci mi se pare un pericol pentru țara noastră că am văzut în ultimul timp foarte mulți copii bronzați de toate națiile, cetățeni români, vorbesc românește ca și noi, dar nu țin minte ca pe vremea lui Burevista și pe vremea lui Decebal, dacii s-au fi avut africani între ei, chinezi, tailandezi sau ce-o mai fi după în lumea a treia, știți? Deci
Mai gândiți-vă și voi și îmi răspundeți, dar eu zic că nu e bine, e de rău și e foarte rău, pentru că o să dispărem ca neam și țară, dacă nu ne trezim în ultima secundă, o să dispărem. Deci azi e duminică, vă urez tot binele din lume, aveți grijă de voi, interacționați, faceți un grătar, beți acolo și o bere rece, mâncați un mititel bine făcut, o fleică, un cârnat, pupați-vă, îmbrățișați-vă, interacționați cu virgulă copiii, cu amantele, cu nevestele, cu gagicile. Nu mai stați toată ziua cu nasul în telefon, că o să deveniți niște oi. Deci vă zic și prietenește, și frățește, și părintește, și ca un camarad mai bătrân. Deci aveți grijă de voi, că trăim într-o lume plină de pericole. Mi se suflă tot timpul în cască să facem rău, nu bine, știți? Hai, vă pup cu drag, rămânem precum catarii, umăr la umăr. Ne auzim mai după amiază pe live-uri. Vă pup, camarazi, pa!